Am ales calificarea de asistent medical, deoarece domeniul în care activez, și anume cel al aviației, se confruntă uneori, nu adeseori, cu cazuri medicale. Totodată am ales acest domeniu, deoarece în anii anteriori mi-am dorit să profesez și să înțeleg mai multe despre medicina legală și din vari motive, pentru că nu am ajuns în acel punct, am ales și această meserie de asistent medical generalist. Calitățile principale, din punctul meu de vedere, ar fi, unul, empatia, iubirea față de oameni, devotament, dorința de a-i ajuta, de a-i înțelege, dăruirea. Acest curs de resuscitare a avut loc cu 2 săptămâni, aproximativ 3 săptămâni în urmă, cu o echipă formată din medici și oameni competenți, persoane din acest domeniu. A avut la bază tehnici de resuscitare, evident o parte teoretică cât și practică. A fost un curs destul de proactiv, benefic. Și cu siguranță am avut ce să învăț și cu siguranță voi putea pune în practică dacă va fi cazul. Să sperăm că nu, dar dacă va fi cazul, avem o bază. Referitor la acțiunile de voluntariat, desigur, în cadrul Universității Spiru Haret, și anume a Colegiului Spiru Haret, s-a discutat și există și o programă pentru voluntariat, iar în funcție de disponibilitatea fiecăruia, cu siguranță vom participa și la astfel de evenimente, oportunități totodată. Și cu drag abia aștept să-mi acumulez noi cunoștințe.